înainte, ai și aceste rezultate acum stabilit în mintea mea, în mintea ta. Bisectoare și raportul ăsta, în parte, latura au pus în segmentul proporțional. Nu știi dacă îți vor folosi vreodată în problemă, dar când zici duc bisectoare unghiului, stop. Ah, unghiul două și că chestia asta. Da, în parte, latura au pus în două. Da, chestia asta se întâmplă în orice triunghi. În orice triunghi. Noi și nu era că în triunghiul dreptunghi că e bisectoarea era înălțime. În cine bisectoarea e și înălțime? Și mediană și mediatoare? În ăla isoscel. Așa, în isoscel. Da. Când laturile astea sunt egale, nu? Acela, atunci se întâmplă asta. Dar nu, vreau să înțelegi, nu mecanic, ci iată concret, practic, bunul simț se spune că așa stau lucrurile în momentul de față. Și aș vrea să încercăm să demonstrăm asta. Cum de observat cineva? Cum de observat și care a fost ideea? Demonstrația acestei teoreme presupune o construcție, dacă mă amintesc eu ceva. Și construcția este așa. Să prelungesc latura asta AC. Ia prelungește-o și tu. Mai mult. Și prin B se duce o paralelă la bisectoare. Deci prin B, nu, paralelă la bisectoare. La bisectoare. La AD. Deci prin B ducem o paralelă. Așa, paralela. E, dacă o duci mai paralelă, mai deșteaptă, vei sesiza, adică mi se pare că ai dus-o nu chiar paralelă. Paralela așa ar trebui să fie și pe aici, pe undeva. Ia vezi tu. Așa simt eu. Da. Și notează cu M punctul acesta. Când lucrăm așa, ducem, să spunem, cât mai exact. O figură cât mai corect făcută, e problemă pe jumătate rezolvată. De ce? Pentru că sugerează din construcție ce anume s-ar întâmpla. Bunoară, aici acum, în clipa asta, aș vrea să folosim faptul că noi am făcut construcția asta, că MB e paralelă cu AD. MB paralelă cu AD. Ce spuneți-i chestia asta? Că MADB e paralelogram. Deci M A, D, B, paralelogram. N-adică două paralele. Astea două nu sunt paralele. Da. Că astea două, știi, se întâlnesc în punctul C. Da. Deci e exclus asta. Știu. M, B, paralel cu A, D și A, B este secantă. Oh, și ce poți să spui dacă e secantă? Că unghiul ăsta A1 este congruent cu B1. Ești sigură? Trebuie să fii foarte hotărâtă când spui chestia asta. De ce? Ce fel de unghiuri sunt? Asta vreau la tine. Alterne interne. Sigur că da. Deci cu mine te cerți acum. Când ai spus... Și din asta rezultă că A2 este congruent cu B1. Bun. Dar mai fructifică faptul că astea sunt paralele și iau pasta drept secantă pe M, C. Așa, paralele acelea și secanta AC. Păi ar fi unghiul acesta așa. Cu... Acela, da. Da, și acela cu cine este, în mod sigur? De acolo, că l-ai arătat tu. Ăsta? Da. De ce sunt astea două, ca alterne? Alterne interne. Dar ăsta cu celălaltul de aici, doi nota de tine, notează. Ah, sunt congruente pentru că sunt opuse la vârf. Corect. Puteai să le surprinzi deodată pe aceste două unghiuri dintr-o poziție, două paralete de o secantă. Ce fel de unghiuri sunt? A, doi, notează cu doi, doi acolo, nu văd eu prea bine. Doi, da. Doiul același cu unghiul din M. În ce calitate sunt acolo? În ce postură sunt ele? Ce fel de unghiuri? Sunt corespondente.
Și iată, sunt de aceeași parte secante, sunt corespondente, iar demonstrația e făcută tot. Deci toate unghiurile astea sunt congruente. Așa cum ai arătat tu aici. Deci, 2, aici poți să spui 2, da? Da. Fii atent acum, că ești șmecherii foarte tare. Deci, 1 cu 2 cum era din cauza bisectoare? Congruente. Așadar, și 1 cu 2 din triunghiul MAB sunt congruente, nu? Și ăsta e triunghiul isoscel, AMB. Foarte tare. Nu știu la ce-mi folosești, dar uite că noi ce-am făcut acum? Ne-am apucat să trâncănim aici din doar singur motiv. Că vreau să fac asta. Vreau să găsesc BD supra DC. BD supra DC. BD supra DC, că este egal cu AB. AB supra AC. Dar pe în loc de AB, tu poți să spui cine acum, din toată șmecheria noastră. În loc de AB. AM. Deci, chiar așa. Hai să, nu știm să facem demonstrația. Nu știm, dar acum, nu ne apucăm de redactat, ci pur și simplu suntem etapa de tatonare. Și spui triunghiul, așa pe scurt, asta ar fi echivalent. Dedesubt că cum AB este isoscel, nu? AB da. Isoscel. Am demonstrat noi acum prin toată șmecheria AB isoscel. Triunghiul AB isoscel. Și avem motive, o să redactăm noi exact. Atunci rezultă că cine MA este cât MC, nu? MA cât AB. Și atunci rezultă că tu traduci pe asta, concluzia ta o duci în cine? Că BD supra DC este egal cu AM supra AC. Așa. Asta va trebui să arătăm. BD supra. BD supra. Dar încadrează că e semn de întrebare, nu știi? Trebuie să demonstrat asta. Vreau să te prind de șmecherie. Am mutat concluzia. Am mutat concluzia, dragilor. Concluzia problemei. Vino cu măsuța mai aproape. Am mutat concluzia într-o relație mai apropiată după construcția asta. Da. Deci, acum ai BD supra DC, BD supra DC, să fie egal cu AM supra AC. Cum vine acolo? BD supra DC, BD. Știu, asta e triunghiul ADC. Așa, un triunghi, da. Și da. Aici e pe prelungirile laturilor, este BM care e paralelă cu AD. Așa. Și teorema lui Thales. Teorema lui Thales. Vezi ce șmecherie tare. Deci, dacă am repetat teorema lui Thales, acum ne-am prins de chestia asta. Deci asta spui că e adevărată, nu? E adevărată pentru că... De unde? De ce e adevărată? Pentru că e teorema lui Thales. Da. Deci, cu alte cuvinte, dedesubt ai redactat așa. În triunghiul ADC... Descrime. Triunghiul ADC... Dedesubt avem că MB e paralelă cu... Paralelă cu AD. Da. Rezultă conform... Așa, acolat din cele două, rezultă conform teoremei lui Thales, da? Rezultă conform teoremei lui Thales că are loc, cum ai spus tu mai devreme. Că BD. BD supra. Așa. DC. Da. Egal cu AM supra AC. AM supra AC. Și gata, e problema. Da. Adică teorema bisectoare e demonstrat. Da, nu știu, aș vrea să-ți transmit starea de bine, aceea în care demonstrația pur și simplu acestei teoreme nu putea fi făcută decât printr-o inventivitate, un moment de inspirație colosală. Aceea de a duce paralela prin B la AD. Dacă nu facem construcția asta auxiliară, să zic, problema rămâne blocată. Da. Acum mă poți întreba
Păi stai o secundă, dacă nu-mi vine în minte construcția asta, teorema bisectoare, o mai pot face? Mai pot demonstra teorema bisectoare? Răspunsul, nu. Sunt probleme la care inventivitatea ta, îi spune cuvântul, tragi o linie, vii cu ceva în plus pe lângă ipoteză, cu o paralelă. Că paralela printr-un punct exterior există și este unică. Vezi, prin punctul B ai putut duce o paralelă la o dreaptă. Dacă ai o dreaptă și un punct exterior, printr-un punct exterior poți duce această paralelă. Ce a făcut această paralelă? Te rog să fii acum foarte, foarte încântată de ce trebuie spus. Această paralelă a dus la construcția unui triunghi. MAB. Nu? Triunghiul MAB. Ce fel de triunghi este? În triunghiul MAB care apare Este isoscel. este fantastic. Fantastic, este isoscel pentru calitatea bisectoare de a fi părțit unghiul în două. Este acum valorificată prin paralelă. Paralelele tale de o secantă, cu unghiurile acestea, unul cu 1, B1 și cu A1 sunt alterne interne, M2 și cum am zis noi și A2 sunt corespondente. Și toate Finalul sunt congruente. duce spre MAB ca fiind triunghi isoscel și asta smută în loc de AB, în loc de AB poți folosi pe AM. Și AM folosită face ca, iată, concluzia să fie o chestie foarte interesantă. Teorema lui Thales. Recunoaște teorema lui Thales. Deci, practic, construcția înseamnă triunghi isoscel care conduce la AB cu AM și care înseamnă, de fapt, înlocuit de acolo, recunoașterea teoremului Thales. Ascunde construcția asta repede recunoașterea teoremului Thales și bisectoarea, teorema bisectoare este rezolvată. Am făcut-o ca un exercițiu problema aceasta, ca o problemă de sine stătătoare, că demonstrația mi se pare spectaculoasă. Da? Spectaculoasă în sensul că ne aflăm aici, de fapt, să spunem, situația de a avea o problemă care nu mișcă deloc, așa cum suntem obișnuiți, am ipoteza, o desfac. Ce am ipoteză? Am un triunghi și o bisectoare. Da. În afară că parte unghiul două părți, despre asta știam foarte bine, nu știu cum să valorific ca să pot să construiesc BD supra DC egal cu AB supra AC. Nu am nicio șansă. Dar în momentul în care duc paralela la AD prin B și se formează triunghiul ăsta aici, problema se face țândări. Deci în momentul acela triunghiul valorific calitatea bisectoare care știam eu dinainte, că unghiurile astea două congruente, în paralelismul ăsta care duce spre unghiul, ne duce spre triunghiul AMB ca fiind triunghiul isoscel, lucru spectaculos care mișcă problema că în loc de AB vei putea folosi AM și asta recunoaște teorema lui Thales, știi teorema lui Thales să se descurce și teorema lui Thales spune da, eu gata sunt, te ajut eu. Vezi, de-aia e frumos la matematică. Problemele de această natură sunt cele mai dificile care pot fi în geometrie, pentru că probleme pe care se bazează pe o construcție auxiliară trebuie să duci linia aceea atât de importantă în care să rezolvi problema. Noi la școală îi spunem construcții ajutătoare. Așa, construcție ajutătoare. Probleme făcute prin construcție ajutătoare. Dar nu la întâmplare. Nu, ci vei spune acum, dar cum să fiu inspirat așa de tare să fac chestia asta? Răspunsul este, în contextul problemei, numai paralela asta prin B la AD rezolvă problema. De ce o rezolvă? Pentru că mă pun în situația unghiurilor acestea, să exploatez unghiurile acestea congruente de la Da. bisectoare și să mă duc alterne interne corespondente, nu? Deci, vezi, nu la întâmplare o facem, ci în contextul din problema respectivă. Aș vrea să te las pe tine să redactezi, că problema cum se redactează corect? Se redactează așa. ABC triunghi. ABC triunghi, AD s-a dus bisectoare, există unic B, nu? Pentru AD. Hai să Am începem. prelungit acum. Hai să încercăm așa. Demonstrații. Hai să zicem demonstrații.
B, punctul B nu aparține lui A, D. Da. Deci B nu aparține la D. B nu aparține, aparține tăiat. Da. Lui A, D. Atunci rezultă că există, unică, există, să faci, știi semnul există? Nu știu. Hai ți-l dau. Că ideea este așa, printr-un punct exterior unei drepte, nu? Trece o singură paralelă. Adică asta vrea să spun. Dacă asta e dreapta A, există dreapta B. Da, printr-un punct exterior. Și atunci, prin punctul ăsta, cum n-am dat noi, B ar veni în probă. Deci asta vrea să... Și există, simbolul este așa. Deci există, uite așa, așa se cheamă, un E, întors. Da? Da. O să-l întâlnești de acum, da. La liceu, sfârșit. Dacă în cuvinte tu spui există, da. Scrind, da? Există. Și dacă îi pui și un semnul mirării, înseamnă că există unic. Da? Da. Deci există unică dreapta care e, am zis noi. O dreaptă, să notăm cu ce vrei tu aici. Cu amic. A, da. Notăm amic, dreapta amic, paralelă cu A, D. Ca să am spus, printr-un punct exterior unei drepte, ducem o singură paralelă la A, D. Și dedesubt, fiindcă A e paralel cu A, D, acum mai marcăm că dreapta amic s-a intersectat cu cine? Dreapta amic s-a intersectat cu A, C. Da. Cu dedesubt amic se intersectează cu A, C. Egal punctul... Ce punct a apărut? În M. Egal punctul M. Deci s-a intersectat cu aceea, egal punctul M. Vezi tu, în clipa de față a apărut triunghiul. Deci rezultă că există triunghiul. Dar rezultă nici... din amândouă. Da, din amândouă. Nu? Apare triunghiul. A, M, B. A, M, B. Rezultă triunghiul A, M, B. Din tot ce am povestit noi aici, da? Acum, reluăm. M, B,